așa cum a prezentat domnul inspector Șef Drăgan, un an destul de dificil pentru tot ce înseamnă instituțiile din județul Prahova, colaborarea ISU Prahova cu jandarmeria, cu jandarmeria montană, cu poliția în anumite situații, se știți că a contat foarte mult pentru ceea ce înseamnă județul Prahova, iar dacă datele statistice sunt favorabile, este într totul meritul tuturor instituțiilor din județul Prahova care au reușit să colaboreze pe parcursul anului 2018. În privința timpului de intervenție, așa cum s-a menționat în raport, au fost construite două puncte ISU noi, la Comarnic și la Valta Doamnei. Avem în vedere, noi Consiliul Prahova, să sprijinim construirea unui astfel de centru și la Bucheni și finalizarea celui de la Gheorghița. Sperăm să reușească ISU să doteze aceste două noi centre ISU, astfel încât timpul de intervenție să fie unul mult mai scăzut în perioada următoare, anul 2019 și de ce nu 2020. Cu ceea ce putem noi ca instituție, Consiliul Prahova va sprijini și în acest an financiar instituția dumneavoastră.